Exact, iată un sportiv care a făcut în prima manșă 50 de secunde pe această trasă, acum are 55 de secunde, deci le putem aștepta la o manșă mai lentă, mai dificilă, mai închisă în viraje și de aceea probabil că și timpul învingătoare va fi undeva la această diferență. Haideți să vedem și pe Florentin Nicolae, un olimpic al României, a participat la Olimpiada Albă de la Torino în anul 2006 la proba de coborâre, acolo unde a concurat pe acea stresă, unde s-a impus Bodhi Miller din Statele Unite. Și putem să le întâmpinăm și pe acesta cu aplauzele noastre. Iată al doilea deschizător, Florentin Nicolae, un olimpic al României, multiplu campion național și cel care are rezultate notabile și pe plan internațional. Felicitări, Flore, suntem fericitori, suntem fericiți că te putem vedea aici alături de noi. Doamnelor și domnilor, al treilea deschizător în concurs este Ionică Achiriloae.